Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi este duminică, fraților. Tocmai s-a terminat a 11-a săptămână din programul meu de slăbit. A fost o săptămână foarte, foarte grea. Am făcut câte două antrenamente, unul cu greutăți, altul de cardio. Am mâncat foarte puțin. O să vedeți imediat toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta. O să vă arăt că am făcut și câteva poze la sală. Au ieșit super, super tare. Am slăbit super fain, se vede foarte mișto. Săptămâna trecută am slăbit 30 de kilograme și nu am apucat să-mi fac niște poze. Am rugat pe cineva să mi-a făcut două poze săptămâna aceasta, o să le vedeți și voi pe ecran. Este o transformare incredibilă. Să sperăm că și săptămâna asta o să mai dau ceva jos, măcar, nu știu, aș fi cel mai fericit dacă aș da un kilogram. Haideți că mă duc să mă cântăresc, că sunt foarte curios, nu vă mai rețin. O să pun acum câteva secunde să vedeți cum arătam pe 7 ianuarie, un mic intro, și apoi o să intre mesele, toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, câteva imagini de la sală, apoi ne revedem aici să vedem câte kilograme am și să tragem ultimele concluzii, după cum ziceam. Da, încă sunt șocat după ce m-am cântărit. 146 de kilograme am. Și începem săptămâna 11 de slăbit cu o cafea îndulcită cu două lingurițe de miere de rapisă. Am avut un antrenament foarte bun și astăzi la sală. Ia uitați cum am transpirat. Uitați cum este tricou și pe spate fleașcă. Și acum vom merge acasă să vedem ce mâncăm. Am ajuns acasă, am fost la cumpărături. Avem aici un sac plin de vinete. Am luat câteva vinete, 22 de kilograme. Aici am luat câțiva porumbi să-i fierbem. Avem 10 porumbi. Am luat un pepene din ăsta roșu mare. Am fost la Lidl, am luat câteva lucruri pentru pizza, niște iaurt. Aici am luat ficăței. Stai mai. Stai, fetițo, că intri aici în cameră. Am luat niște ficăței și niște carne de pui. Avem aici și o varză, să facem salată de varză. Aici nu știu ce am mai luat maica mea. Și aici avem un pepene galben. Și mi-am luat și două sticle de apă minerală. Vom merge acum sus să bag câteva minute la bicicletă. După antrenamentul cu greutăți trebuie să fac și cardio. Le luăm sus cu mine și facem un sirop de cătină cu ele. Acesta este siropul de cătină, este făcut de noi. Am pus cam atât. Și acum vom pune apă minerală. Da, ce-mi place acidul. Îmi place mult acidul. Și gata, asta ne va da energie să facem și antrenamentul de cardio. Acum haideți să gustăm sucul de cătină cu apă minerală. Wow, fantastic. Super bun. Abia 5 minute am făcut pe bicicletă. Deja sunt rupt. Weekendul acesta am băut vreo 2 litri de cola zero. Am mâncat niște carne de la garniță, o prăjite, câteva feluțe de pâine cu niște roșie, vreo 2-3 rânduri de prăjitură din aceea cu mere. Cei care mă urmăriți ați văzut-o în episodul trecut. Dacă n-ați văzut-o, vă invit să vă urmăriți și episodul de săptămâna trecută, în care am ajuns la 30 de kilograme slăbite. N-am mâncat cine știe ce. Nu am făcut excese, consider eu, dar vom vedea, pentru că înainte să mănânc în seara asta, ne vom pune pe cântar să vedem cu câte kilograme am ieșit din weekend. Ok, hai să vedem câte kilograme am la începutul săptămânii acestea și apoi vom mânca, vom pregăti ceva de mâncare. 116,1. Mamă, super bine. Nu m-am îngrășat deloc weekendul acesta. Ok, s-a făcut ora 7, iar pentru prima masă am aici o pizza din asta dietetică de 400 de calorii pe lipie. Are roșii, are ceapă, muș de porc, cașcaval, în bulion. Se face foarte simplu și am și rețeta separat pe acest canal, dacă vreți să o căutați, să vedeți cum se face. Iar aici avem un desert. Am făcut cel mai mișto mac cake de până acum. Am pus și niște sos din ăsta cu 0 calorii de strawberries. N-am vrut să pun peste ca să vedeți cât de fain mi-a ieșit. E prima dată când îmi iese așa înaltă și arată foarte bine și este super gustoasă. Pentru masa asta am aproximativ 650 de calorii. Prăjitura are 250 de calorii, sosul are 0 calorii, iar pizza 400. S-a făcut ora 10, iar pentru masa aceasta am aici o grămadă de piure. Este foarte mult, este un pic sfărămicios, pentru că nu am pus absolut deloc grăsime, nu am pus unt, am pus decât puțin lapte și niște condimente, niște vegete, așa. Dar e ok, l-am gustat, e
acceptabil, merge. Și o să-l mâncăm cu ficăței. Ficăței au 170 de kilocalorii pe 100 de grame, negătiți. Aici cred că am vreo 200-300 de grame gătiți și am și vreo 300-400 de grame de piure. O să mănânc mai mult pentru că nu vreau să mai mănânc după aia. Și toată șmecheria asta o să meargă cu o salată de varză cu piper. Foarte puține calorii și salata. Nu cred că o să mănânc pe toate, că e foarte multă. Adică nu știu. Ficăței sunt foarte buni, foarte aromați. Au fost făcuți la tavă, la cuptor, fără ulei. Sper, cred, adică nu știu exact. I-a făcut maica mea cu sos de roșii și usturoi. E mult piure, dar pentru că nu am pus ulei, nu am pus grăsime, nu am pus unt, margarină, absolut nimic, are destul de puține calorii. Gândiți-vă că dacă băgam 100 de grame de unt, untul are 9 calorii pe gram. Și vă dați seama, 100 de grame, asta însemnau 900 de calorii. Puteam să dau 900 de calorii în piureul ăsta. Așa că, nu știu, aveți grijă să mâncați mai dietetic, ca să puteți mânca mai mult. În 3 minute am terminat, am ras tot, am făcut curat la locul de muncă și acum o să mai iau un din ăsta, hopa, un porumb fiert. Am pus foarte puțină sare pe el și le iau ca o gustare, mai încolo. Ultima masă de astăzi cred că a avut undeva la 1000 de calorii cu tot cu porumb și cu salată și am mai mâncat pizza aia de 400 de calorii și mac cake cu prăjiturica, încă 250 de calorii, cu 400-650 și cu 1000-1650 de calorii pe ziua de astăzi. Vai de capul meu ce cald este astăzi, ia uite așa am transpirat. L-am așteptat pe taică-miu să mute niște butoaie cu miere prin curte înainte să plec de acasă. Am băut o cafea cu 2 linguțe de miere. Și am fost și la etichete, am luat etichete de 2 milioane, ia uitați aici. O grămadă de etichete. Acum mă voi duce la sală, sunt în parcare aici la sală și după aia vedem ce mâncăm. Ia uitați fraților ce am transpirat. Uitați culoarea tricoului cum arăta înainte. Și acum sunt fleașcă. Venim de la sală și chiar nu pot să mănânc nimic, nu știu, n-am pus de mâncare deloc. O să beau un lapte bătut din ăsta, 400 de grame, de la Lidl. Are 200 de calorii toată șmecheria asta și să vedem proteinele. 3,2 grame pe 100 de grame, asta înseamnă că pe 400 de grame sunt 12 grame de proteină. E destul de bine, am luat aici etichetele, apă minerală, am luat vreo 2 metri de coastă din asta. Ia uitați, o să facă maică mea mâncare. Și mai e una acolo. Și acum mă duc să trag pe bicicletă un pic. Dar până mă urc pe bicicletă, haideți să vedem câte kilograme am. Ca să știm unde suntem, trebuie să tragem mai tare, trebuie să tragem mai încet. 115,7. E bine. E bine, suntem în grafic. Poate ajung la 115,1 să fie un kilogram săptămâna asta. Înainte să mă urc pe bicicletă, totuși, o să fac și un sirop din ăsta de cătină, pentru că este foarte bun, dă foarte multă energie. Uitați cât mi-am pus, punem apă minerală rece după aia și amestecăm și este super, super bun. Am băut iaurtul, a fost foarte bun. O să stau 10 minute să savurez paharul ăsta în liniște și apoi ne urcăm pe bicicletă. Mă aștept acolo. Am făcut 10 minute, poate nu vi se pare mult, dar dacă fac 10 minute în fiecare zi după antrenamentul de greutăți, la sfârșitul săptămânii, adică sâmbătă, se vor aduna 60 de minute pe bicicletă, 60 de minute de cardio și este mult mai bine decât să nu faci nimic. Este foarte bine. Fac pe o greutate foarte mare la bicicletă. Haideți să vă arăt. Asta se mișcă foarte greu pedalele. Ia uitați. Vedeți? Și mai mult de 5 minute nu pot să fac. Două serii de 5 minute pe zi e ok. Decât să nu fac deloc, v-am zis. Hai să vedem cum mi se vede gamba după ce am terminat exercițiile la bicicletă. E destul de mare. Haideți că m-am tuns. Ia uitați. De 11 ani mă tuns singur acasă cu mașina. Până să mă duc să mănânc, am citit niște studii și vreau să le împărtășesc cu voi. Referitor la slăbit. Normal este să slăbim
între 0,5 și 1% din greutatea pe care o avem. Ce înseamnă asta? Dacă ai 100 de kilograme, este normal să slăbești 1 kilogram. Dacă ai 120, 1 kilogram 200 și tot așa. Eu am avut săptămâni în care am slăbit și mai mult, mai ales la începutul perioadelor de slăbire, dar nu este nicio problemă, pentru că așa se întâmplă de obicei. La început slăbești 2-3 kilograme în prima săptămână, poate și în a doua slăbești mai mult, dar apoi se va egala și trebuie să slăbești între 0,5 și 1% din greutatea pe care o ai. Dacă slăbești prea repede, înseamnă că te înfometezi prea tare și nu este bine, pentru că ai șanse foarte mari să renunți la dietă foarte repede și apoi să te bagi în foarte multe alimente nesănătoase, în dulciuri, în fast food-uri, în sucuri, pentru că ai corpul lipsit de calorii, te va bombarda așa tot timpul la creier să mănânci, să mănânci, să mănânci și vei renunța la dietă. Deci este foarte important să nu ne chinuim foarte tare, să nu slăbim foarte tare și foarte repede. Eu am slăbit de foarte multe ori în trecut, v-am mai spus în alte clipuri, dar o să spun din nou pentru cei care n-au văzut acele clipuri. Am slăbit de peste 7-8 ori, câte 20-30 de kilograme. Odată am slăbit și 50 de kilograme, acum 7 ani. Numai în perioada asta de slăbire, de când am început vlogul, am slăbit de 3 ori. Am slăbit 30 de kilograme, de la 146 la 116, după aia am pus iară 15, iar am slăbit, iar am pus acum cu pandemia. Acum este deja a treia perioadă de când am început vlogul. A treia perioadă de slăbire, am ajuns iarăși la 30 de kilograme slăbite și am experiență destul de mare pe slăbit și vă pot confirma că în trecut la fel mi s-a întâmplat, mă chinuiam foarte tare să slăbesc, munceam foarte mult, mâncam foarte puțin și după aia, după ce mă simțeam mai bine, după 20-30 de kilograme slăbite, renunțam și mă băgam în dulciuri, mă băgam în mâncare și luam înapoi kilogramele. Este efectul acela de yo-yo. Dacă ai trecut și tu prin perioade din acestea, nu trebuie să te panichezi. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți, să nu mai slăbești niciodată. Chiar dacă ai slăbit de multe ori și te-ai îngreșat și ai slăbit și te-ai îngreșat, nu este nicio problemă, trebuie să te apuci iarăși de slăbit, trebuie să ai încredere în tine, trebuie să o iei mai ușor, trebuie să mănânci suficient, să faci mișcare și să slăbești ușor și frumos. Deci nu renunțați, chiar dacă ați slăbit în trecut și acum v-ați reîngreșat, încercați să începeți iarăși o perioadă de slăbire, luați-o mai ușor, uitați-vă la vlogurile mele, poate vă ajut, inspirați-vă din ce mănânc și vă garantez că totul o să fie bine. S-a făcut ora 8 și avem aici un pepene. Mamă, ce mișto miroase! Avem aici pe foc mâncărica. Dar o să mănânc mai încolo pentru că nu mi este foame, nu știu de ce astăzi nu mi este foame deloc. Din cauza căldurii, cred că nu mi este foame, plus de asta și efortul, la fel îți mai taie din pofta de mâncare. Cred că am fumat și multe țigări astăzi și la fel mi-a dat așa o stare de greață. Pur și simplu nu mi-e poftă să mănânc. Vreau lucruri fresh, cum a fost iaurtul ăla, acum o să mănânc pepene. Hai mai taie-mi una, să fie vreo, nu știu, 500 de grame, 600. S-a făcut ora 10, am aici prima masă și cred că și ultima, nu știu ce o să mai mănânc. Hai să vedem cum a ieșit tocănița asta. Și se arată de varză. Adu-mi și mie sosul la Caesar. Ai pus ulei în tocăniță? Ai pus sau nu ulei în tocăniță? Ce ai pus puțin. Mamă, ce bună e carne. Și tocănița e bună. Și o să-mi pun sos din asta cu 0 calorii. Asta se arată, să vedem cum e. N-am pus niciodată. În prima dată. Când încerc. Ok, n-am pus foarte mult. Hai să vedem. Merge. Mi-a rămas de duminică, de când am sărbătorit, mi-a dus un prieten. O să beau și sticla asta de cola și o să vedem dacă îmi sabotează sau nu până duminică, până la cântarul oficial. Sper să nu, că pentru că sunt destul de bine. Am văzut că a scăzut cântarul și este prima săptămână în care nu acumulez greutate după weekend. Luni ați văzut, aveam 116,1, exact ca duminică la cântar. E prima dată când beau cola normală după 3 luni de zile. Cola din aia 0 am mai băut, chiar în weekend, acum am băut 2 litri. Toată sticla asta de cola de jumate are 210 calorii. Oricum, dacă sunteți la dietă, nu vă sfătuiesc să beți cola, pentru că mai bine mâncați mâncare de 200 de calorii decât să beți o sticlă din asta de jumate. Ia uitați, am mai pus aici două bucăți de carne pentru că nu am putut să mă abțin. Nu prea am mâncat astăzi foarte mult și nu cred că o să mai mănânc după aia. Și îmi place foarte mult carnea asta, e super, super bună. Am mâncat fără pâine, avem aici, nu știu să zic, 200 de grame de cartofi. Și cartoful are 80 de calorii pe 100 de grame. E ok, varza are 30 de calorii pe 100 de grame. Carnea asta nu știu cât are, dar cred că în jur de 200.
Oricum, uitați din prima bucată cât am aruncat, sper că bucățile astea să fie mai cărnoase de data asta. La prima vedere pare că am mâncat foarte puțin astăzi, însă cred că numai masa asta, crud cu cola, conține aproximativ 1000 de calorii. Este foarte multă grăsime în carnea asta, este foarte bună, mi-e place grăsimea, am mâncat de foarte mult timp grăsime și cred că aveam nevoie. Cartofii n-au foarte multe calorii, nici varza, cola asta mai are 200. Mă rog, cu 3 bucăți de carne cât am mâncat, o aproximăm la 1000. Mai bine aproximăm mai mult decât mai puțin. Deci ne învârtim aici la 1400-1500, aș putea să mai mănânc ceva în seara asta. Bună dimineața! Pentru prima masă avem aici 4 clătite proteice cu sirop 0 calorii de ciocolată. Mi-am făcut o cafea Jacobs, am îndulcit-o cu 2 linguri de miere de rapiță. M-am trezit așa cu foame astăzi, este ora 3 și o să iau prima masă mult mai devreme decât zilele trecute. Ce bine mi s-a retras burtica. Nu e rău. Fraților, am terminat și sala, am făcut și 10 minute pe bicicletă și acum mă duc jos să vedem ce mai mănânc pentru că s-a făcut ora 8. Vreau să vă spun că m-am simțit mult mai bine, mult mai în forță, mult mai puternic astăzi la sală pentru că am mâncat ceva înainte să plec, ați văzut, am mâncat clătitele acelea proteice, nu contează ce mâncați, încercați să mâncați totuși ceva pentru că aveți mult mai multă energie și vă simțiți, nu știu, mult mai bine, mult mai puternic la sală. Nu e nimeni în bucătărie, eu ce mănânc? Mamă, cred că mi-improvizez iar o pizza din asta. Am aici niște lipii și îmi fac o pizza. Ok, și pentru a doua masă avem aici o pizza din asta la 400 de calorii. Vedeți că aveți clipul cu rețeta pe canalul meu. Se numește pizza de dietă 400 de calorii. Este foarte bună și foarte rapidă, am făcut-o în 5 minute. O să o mâncăm cu un lapte bătut de la Lidl de 400 de grame. De dimineață am folosit 200 de grame din el pentru a face pancakes-urile acelea. Și acum voi bea restul împreună cu pizza asta. Avem 200 de calorii din lapte, 400 de calorii pizza, sunt 600 de calorii și clătitele de dimineață au decât 200 de calorii. În total sunt 800 de calorii și este ora 8:30 seara, e fantastic. O să mai mănânc o singură masă până mă culc. Probabil o să fie ceva mâncare gătită, probabil m-am mâncat și ieri cu o salată, vom vedea. S-a făcut ora 10 seara și am aici a treia masă a zilei. Avem o felie de pâine cu salată de vinete, am pus de aici din bol. O să meargă de minune cu roșiile, salata asta de vinete. Și dacă nu o să termin roșiile, o să mai mănânc și cu tocănița asta de cartofi, care este făcută cu coaste de porc. I-am pus 2 bucăți, 2 coaste. Iar la desert avem aici pepene. O să-mi taie maică-mea imediat, este de asta banană, pepene galben, foarte puține calorii, are 30 de calorii pe 100 de grame, roșiile au 20 de calorii pe 100 de grame, vinetele tot cam pe aici, 20-30 de calorii, asta dacă n-a pus maică-mea ulei. Sunt făcute cu ceapă, foarte puține calorii, deci trebuie să mâncați cartofi, 80 și ceva de calorii pe 100 de grame. Trebuie să mâncați lucruri care au foarte puține calorii și un volum cât mai mare, adică foarte multe fructe și legume. Cam atât pe BNM am pus, pentru că era destul de mic, sunt vreo 500 de grame, 600 de grame aici, restul l-am lăsat să mănânce maică-mea, cotaică-mea. Vă încurajez să mâncați și voi foarte multe fructe, foarte mult pepene, pentru că este foarte bun. Iar bolul acesta o să-l țin peste o oră, două, când mi se mai face foame sau poftă, pentru că deocamdată sunt full, nu mai pot să mănânc absolut nimic. M-am uitat la clipul de la sală și nu venea să cred. Am văzut striații acolo pe umăr. Deci nu vine să cred. Striații la 116 kg mi se pare super șmecher. Dacă n-ați văzut striațiile de pe umăr, dați un pic înapoi și mai uitați-vă odată. La masa aceasta voi mânca o salată de ton și o brânză cottage. 300 de calorii și 200, împreună 500 de calorii. Și astăzi începem ziua totul cu cafea îndulcită cu 2 linguri de miere și avem aici multe fructe pentru că este foarte, foarte cald. Avem 2 mere din astea, prună și mure, rame din curte toate. Astăzi este caniculă, este foarte cald, 37-39 de grade. Ia uitați cățelușa mea unde stă, e terminată și ea.
Trebuie să-mi fac și o curasă pe la sală, peste o oră, două, să treci pe ăsta mic, nu știu. S-a făcut ora 8 și acum o să mănânc o ciorbă. Nu mi-a fost foame deloc astăzi, am fost și la sală, am tras foarte bine. Mi-am pus aici două costițe de porc afumate. Ciorbița are foarte multe legume, are și niște paste făinoase, probabil și niște grăsimi, dar este ok. O voi mânca fără pâine. Am terminat ciorba, a fost foarte bună. Aici avem câțiva ardei umpluți, a făcut maică mea acum proaspeți, ia uitați-i. Îmi pusese unul să-mi încălzească, dar i-am spus că nu mai vreau să mănânc. De obicei mâncam și ciorbă cu câteva felii de pâine, mâncam și doi ardei din ăștia cu multă smântână și cu multă pâine, dar acum am mâncat decât ciorba, fără pâine. Și o să mai iau niște pepene, niște fructe la desert. Probabil că pe la ora 10 voi veni să mănânc următoarea masă. O să-mi încălzesc un ardei din ăsta umplut, pentru că are carne, are proteine. Așa că în loc să mănânc felul 2 acum, care are foarte multe proteine și el, o să-l mănânc peste câteva ore. Dacă m-am umplut, dacă mă simt plin, n-are sens să forțez acum să mănânc prea mult. S-a făcut ora 10:30 seara. Pentru masa asta am un ardei din ăsta umplut. Hai să vedem cum arată. E un ardei mediu, îl voi mânca fără pâine. Maica mea mi-a scos aici smântâna, însă nu voi pune nici smântână pentru că sunt foarte, foarte motivat să slăbesc. Asta are 12% grăsime. O să mai mănânc un cheesecake. O să mai mănânc un cottage cheese în schimb, ăsta de la Lidl, 200 de grame, 200 de calorii. Hai să vedem câtă proteină are. Ia uitați, are 11,5 grame de proteină la 100 de grame și asta are 200 de grame. Deci sunt 23 de grame de proteină. Super tare. Ori mănânc brânza cu ardeiul ăsta umplut, ori dacă nu, o să o iau sus la laptop și o să o mănânc mai încolo, ca pe o gustare așa înainte de somn. E foarte bună pentru că are proteină și peste noapte avem nevoie de proteină. Bună dimineața! Astăzi mergem la piscină, fraților. Este ora 2 și m-am gândit că trebuie să mănânc ceva până plec, pentru că o să stau până diseară și nu vreau să mănânc acolo tot felul de prostii, cartofi prăjiți, pizza, hamzi sau alte chestii prăjite. Așa că pentru prima masă avem aici un ovăz, o budincă de ovăz cu niște sosuri zero calorii de caramel și ciocolată. Ia uitați cum se face. Și încă este caldă. Asta dacă o bagi un pic la frigider, devine ca un desert super bun, răcoritor pentru vară. Dar eu nu mai am timp acum să-mi fac, să o bag la congelator, la frigider, așa că o să mănânc așa cum este, călduță, împreună cu această cafea îndulcită cu două lingurițe de miere de rapiță. Este ora 8 și am aici o ciorbiță, cum am mâncat și ieri, tot de porc, avem decât o singură bucată de carne, avem multe legume, mulți cartofi, avem și ceva fidea, e foarte bună ciorba pentru slăbit, îmi place foarte mult mie, aici am și o Fanta cu 0 calorii, am vrut să-mi iau cola, dar nu am găsit și am luat o Fanta din asta de grapefruit. Mi s-a făcut destul de rău foame, foarte bine că am mâncat înainte să plec la piscină, pentru că altfel mâncam mai prostii pe acolo și prăjeli și nu avea sens. Ciorba este foarte bună, după cum vedeți m-am înfipt direct în carne și aici mi-a pus maica mea și un ardei umplut, fără pâine le mănânc, fără smântână, fără grăsimi, așa simplu pentru că sunt foarte bune și oricum conțin ele suficient de grăsimi. A intrat la fix mâncarea asta gătită, îmi place așa mult mâncarea gătită. Am ajuns sus aici la mine, hai să vă arăt ce fructe am. Avem două pere, două prune și trei mere. Le vom mânca și pe astea și mai încolo nu știu ce să mănânc. Să vedem. Și au trecut încă două ore de la ultima masă, s-a făcut ora 10. O să-mi iau castronul ăsta de pepene galben, să l-am acolo sus. Nu mai pot să mănânc nimic, acum sunt full. Am și niște pepene roșu aici, dar nu cred că o să-l iau, că m-am săturat de ăsta roșu. O să iau decât pe ăsta galben. Ați văzut, am mâncat foarte multe fructe astăzi și în fiecare zi, dacă vă uitați prin clipurile mele, ăsta este secretul: să slăbiți, să mâncați fructe foarte multe și legume. Să evitați pâinea, să evitați zahărul, să evitați sarea, să evitați pastele făinoase, orezul. Ați văzut, eu nu prea am mâncat, foarte rar. Am mâncat în schimb mulți cartofi, legume, ciuperci, castraveți, roșii
și fructe. Adică mâncăruri cu volum foarte mare și calorii foarte puține. Deși mănânc 1500 de calorii, ați văzut, unora chiar li se pare că mănânc foarte, foarte mult. Și eu le spun că mănânc foarte puțin. Mănânc ca o fată, mănânc 1500 de calorii, 1600. Asta e media caloriilor mele, deci mănânc foarte puțin caloric, dar volumul este foarte mare. Și astfel împăcălesc și creierul, împăcălesc și stomacul, pentru că se întinde un volum foarte mare, îl solicit și este mereu plin câte ceva. Nu mănânc eu foarte des cum ar trebui, dar mănânc atunci când mi-este foame. Ok, hai să vedem, s-a făcut duminică, haideți să mă cântăresc. Am niște pantaloni pe mine, dar sunt foarte subțiri. Am și un maieu, la fel este foarte subțire. Wow! Nu-mi vine să cred, 114,9! Băi, fraților! Nu-mi vine să cred cât de mult am dat săptămâna asta. Super bine! Ok, haideți că am scris aici pe foaia mea. Este un rezultat foarte, foarte bun. 114,9. Asta înseamnă că este 1 kg 200 față de săptămâna trecută. Și vedeți, am scris aici perioada de început, 7 ianuarie 2019, 146,4 kg. Față de când am început, sunt 31,5 kg. Este super, super bine. Nici nu puteam să mă aștept la un rezultat mai bun săptămâna aceasta. Ok, într-adevăr, este un rezultat foarte, foarte bun săptămâna aceasta. Se văd mult mai bine acum mușchii, îmi place foarte mult. Fiecare kilogram pe care o să o săbesc acum o să se vadă super bine, cel puțin eu îl văd, simt diferențe. Mereu când mă trezesc sau când mă uit în oglindă, mi se pare că se văd mai bine mușchii, mi se pare că s-a mai subțiat stratul de grăsime, că se mai retrage și pieptul, s-a retras frumos și burta. Însă trebuie să mai țin dietă încă 4-5 luni, fraților, pentru că mai am încă 19 kg de slăbit și este foarte greu. Dacă punem 1 kg pe săptămână, sunt 19 săptămâni, vă dați seama, asta înseamnă aproape 5 luni, dar o să fie greu să dau câte 1 kg în fiecare săptămână, nu o să meargă totul roz. O să vedeți că o să fie săptămâni în care probabil că nu o să slăbesc deloc, pentru că este foarte greu acum. Pe toată perioada de slăbire o să scot clipuri foarte interesante în fiecare duminică, așa că vreau să fiți alături de mine, să mă motivați să slăbesc, să-mi lăsați comentarii, să puneți like-uri la clipuri, pentru că mă ajută foarte mult să apară recomandate și la alte persoane, să mă vadă cât mai multă lume, iar nivelul meu de motivare să îmi crească. Pe voi nu vă costă absolut nimic, trebuie decât să-mi lăsați un like, să-mi lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, adică câteva clicuri. Este absolut totul gratis, nu vreau să monetizez canalul acesta pentru a nu avea reclame pe viitor. Vreau să vedeți clipurile mele fără reclame, să nu vă enerveze, pentru că și pe mine mă enervează reclamele, recunosc când văd la alții. Eu zic că este un schimb foarte bun, câteva clicuri pentru atâta informație. O să încerc să fac clipurile și mai informative pe viitor, să vă dau cât mai multe ponturi, o să încerc să le fac cât mai bine, să le editez cât mai frumos, ca voi să aveți o experiență cât mai plăcută atunci când vedeți clipurile mele. Ne apropiem de 1000 de abonați și sunt foarte fericit. Trebuie neapărat să facem săptămâna asta 1000 de abonați, să ajungem la suma asta, pentru că este un prag așa pe care îmi doream să-l ating de foarte mult timp. Mă gândeam cum să-l ating mai repede, dar se pare că a mers foarte greu canalul de YouTube. V-am zis, nu fac pentru bani clipurile acestea, este pasiunea mea. Vreau să împărtășesc cu alți oameni care au nevoie să slăbească cât mai multe informații, să-i ajut dacă se poate, să le răspund la comentarii, la întrebări. Așa că vreau să-mi arătați puțină susținere să facem canalul ăsta să crească, să ajungă la cât mai mulți oameni, să se bucure cât mai mulți oameni de informația pe care o dau și de motivația pe care o dau. După cum ați văzut, eu promovez mâncatul fructelor și legumelor pentru că au foarte puține calorii. Eu așa slăbesc. Dacă v-ați uitat în mesele mele, ați văzut că am mâncat foarte multe fructe și legume. Absolut totul natural, fără steroizi, nici măcar suplimente nu am folosit foarte multe. Mi-am luat acum 2 săptămâni de la Jim Beam, ați văzut. Mi-am luat niște chestii dulci, niște proteină, pentru că mi se părea mie că mănânc foarte puțină proteină, să o punem în terciu de ovăz. Mi-am mai luat o compoziție din aceea pentru pancakes, tot așa protein, și încă o prăjitură care se face la cuptorul cu microunde, tot proteică, tot cu ciocolată și sosuri cu 0 calorii, în principiu dulciuri, pentru că sunt de foarte mult timp la dietă, deja s-au făcut 3 luni și este foarte greu, am și o poftă, vă dați seama, pentru a nu mânca alte tâmpenii, ciocolate și alte lucruri napolitane și tot felul de chestii din acestea, am apelat la minimum de proteine pe care puteam să le iau, dar nu este obligatoriu să consumați proteine, vă garantez, mai ales dacă nu vreți să aveți o masă musculară foarte dezvoltată, eu îmi doresc să am, și de aceea am zis să îmi cumpăr și câteva suplimente basic, așa, strict să-mi țină și pofta de dulce sub control și să aibă proteină, pentru că asta mă interesează. Așadar, fără alte suplimente, fără glutamină, fără arginină, fără creatină,
fără L-carnitină, fără arzător de grăsimi, absolut nimic din toate acestea, pur și simplu proteină, câteva dulciuri proteice, siropuri cu 0 calorii și produse apicole. Am mâncat polen, care este iarăși bogat în proteine, azi am mâncat miere în fiecare zi, multe fructe, multe legume și cam asta este toată șmecheria. Important este să avem un volum foarte mare de mâncare și calorii foarte, foarte puține. Astfel ne păcălim și creierul, ne păcălim și stomacul, noi vom slăbi și ne vom simți mereu sătui. Ce poate fi mai simplu de atât? Trebuie doar să fiți atenți la clipurile mele pentru că vă spun lucruri în fiecare săptămână care v-ar putea ajuta. Așadar, dacă vreți să mă susțineți și să continui perioada asta de slăbire, v-am zis 4-5 luni, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări, să lăsați comentarii, orice vreți voi, de încurajare, întrebări, absolut orice vreți voi. Și salut, este bine pentru că mă ajută să cresc în recomandările YouTube-ului și clipul meu să ajungă la cât mai multe persoane, iar eu astfel mă voi motiva și mai tare și nu mă voi lăsa din a slăbi. Trebuie să ajungem la 96 de kilograme, am picat de la 146, iar după aceea o să urmeze dieta de după dietă pentru că urmează menținerea. Nici nu vreau să mă gândesc pentru că este foarte departe acest obiectiv. Trebuie să ne focusăm pe slăbit, trebuie să o luăm treptat săptămână cu săptămână, să ne focusăm pe programul nostru, să mâncăm cât mai corect, cât mai slab caloric, cât mai sănătos, să slăbim frumos, fără vergeturi, fără piele lăsată, să slăbim natural și să fim sănătoși, pentru că asta este cel mai important. Până data viitoare, eu sunt Otto, nu uitați să faceți mișcare, să mâncați sănătos și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte bune pentru corpurile voastre. Baftă la slăbit, până data viitoare, v-am pupat, ciao!